în Banat și urmăriți emisiunea Popas de când și joc. Transmitem de la o altă pensiune, și anume pensiunea Veneția din Calea Lungojului, mai exact în Cimișoara. Eu sunt foarte bucuroasă ca în următorul moment să prezint un prieten drag care, iată, a venit însoțit de două frumoase domnișoare. Sunt atât de drăguțe și splendide. Bună seara, Cosmin, te rog să ne prezinți cu ce ai venit tu în această seară aici a noi, în emisiune. Bună seara și bine v-am găsit atât pe tine cât și telespectatorii noștri. Am venit cu două prințese, așa cum le spun eu mereu. Și talentate, bineînțeles. Uite ce costume frumoase au. Nu au venit degeaba în emisiune. Ce fac fetele tale? Ce fac fetele? Fetele cântă. Cântă. Și pe lângă... cântând pe aceste două frumoase prințese. Bineînțeles. Și pe lângă cântec, dacă tot emisiunea este Popas de când și joc, ele și dansează la un ansamblu din Giroc. Și vă prezint cu mare drag aceste două prințese, Sorana Mariș, Sorana Mariș și de 12 anișori și Maria Pătrașcu. Amândouă fetițele sunt fetițele colegii mele cu care eu cânt, cu care prezint la o altă televiziune și te așteptăm și pe tine cu mare drag. Mulțumesc, mulțumesc. O să vreau să le întreb și pe domnișoare dacă au fost cuminți și dacă le așteaptă pe Moș Crăciun. Iată, noi am intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Îi mulțumesc prietenii mele, Daniela Udrea, pentru faptul că m-a ajutat să fac acest decominunat și, bineînțeles, sper să ne urmăriți, că nu de alta, dar noi ne-am străduit să facem cele mai frumoase și minunate și grozave emisiuni aici în Banat pentru dumneavoastră. Te salut, draga mea. Ai fost cu minte? Vine moșul? Da. Ești la școală? Da. Mă gândesc că nu mi-ai răspunde doar cu da. La ce școală mergi? La Jean-Louis Calderon, din Timișoara. Unde am făcut și eu. Draga mea, la tine vine moșul? Da. Un pic mai tare. Da. La fel de încet și cânti? Sau puțin mai tare vei cânta? Tare. Vei cânta mai tare. Ei, dragii mei, să știți că sunt emoționate fetele și Cosmin, am de dreptate, mă gândesc. Haideți să continuăm așadar cu cântec și voie bună. Ce spui, Cosmin? Eu zic să continuăm pe placul telespectatorilor aici noștri. Aici la Popas de când și joc? Aici la Popas de când și joc, cu cântece alese, atât duse de noi, cât și colegi de-ai noștri, cât și viitorul nostru. Așa este. Haideți, dragii mei, să urmărim două prințese frumoase și pe prietenul meu, Cosmin Ion. Thank you.
circ deschis, când eu într-o mis, pierdut și muzica, încă poartă frica, bani și moierea, ele fac plăcerea. Pierdut și muzica, încă poartă frica, bani și moierea, ele fac plăcerea. Yeah.